Grija unii față de ceilalți este o cale a păcii. Dragi prieteni, bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul Crucii aici la Apolonia TV. Suntem încă la începutul anului, așa că vă rog să-mi permiteți să vă fac și eu urările de un an bun, un an binecuvântat, în care să simțiți ajutorul, protecția lui Dumnezeu, să simțiți că Dumnezeu vă însoțește la fiecare pas și revarsă asupra dumneavoastră belșugul harurilor sale. În Biserica Catolică, prima zi a anului este și Ziua Mondială a Păcii. Este o lungă tradiție, iar tema de anul acesta este cultura îngrijirii ca o cale pentru pace. Vorbim despre pace, vorbim despre grijă unii față de alții și cred că sunt teme potrivite la început de an, astfel încât fiecare dintre noi să ne putem orienta, să putem vedea ce putem face cu hotărâri concrete și clare, astfel încât să facem lumea în care trăim mai frumoasă, mai plină de prezența lui Dumnezeu. Discutăm toate acestea cu părintele Iosif Ienășoaie. Bun revenit la emisiunea noastră! Bine ne reîntâlnim și bine ne vedem în anul acesta și îmi permit și eu să le adresez telespectatorilor urarea de un an bun, fericit, cu multe împliniri și desigur cu ajutorul Domnului, pentru că fără El nu putem face progrese sub nicio formă. În mâna Lui este viața noastră, capacitățile noastre, viitorul nostru și veșnicia noastră. Cum ați început acest an? Mulțumesc lui Dumnezeu, am început bine, în sensul că Domnul m-a ocrotit de această problemă a sănătății, în sensul că m-a protejat de îmbolnăvire. Am trecut prin această perioadă fără simptome, fără complicații. Am descoperit că Domnul a avut milă de mine și m-a făcut să dobândesc chiar și capacitatea de a avea anticorpi, fără să fi trecut prin această boală. Așa că eu trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am început bine anul acesta. Deci putem spune semne bune anul are, în ciuda contextului, în ciuda amenințărilor și acestui virus, ați reușit să începeți bine anul cu, sperăm, cu anticorpie, să sperăm că încetișor se rezolve această problemă și fiecare dintre noi suntem mai liniștiți. Spuneam în debutul emisiunii că în Biserica Catolică prima zi a anului este o sărbătoare, o solemnitate foarte frumoasă dedicată Sfintei Fecioare Maria, Născătoare de Dumnezeu, și în același timp, în aceeași zi, avem și Ziua Mondială a Păcii, anul acesta cu tema Cultura Îngrijirii ca o cale a păcii. Și încercăm în această emisiune să vorbim despre acest aspect. În cuvinte poate mai simple, cât de mult grija unii față de ceilalți, atenția față de cei de lângă noi, poate să facă lumea în care trăim o lume mai bună, în care să domnească pacea. Și v-aș întreba din start, se vorbește mult despre pace. La începutul anului sunt multe urări de sănătate, de pace, de bucurie, de armonie. În întreaga lume dorim să fie pace, dar cred că ar fi bine să ne oprim asupra acestui dar al lui Dumnezeu, al păcii. Ce pace caută lumea de astăzi și ce pace dorește să ne aducă Dumnezeu? Sărbătorile Crăciunului încă sunt în inima noastră, acel glas al îngerilor, mărire în cer lui Dumnezeu și pace tuturor oamenilor pe care Dumnezeu îi iubește. Deci e un dar al lui Dumnezeu. Despre ce pace vorbim? Dacă ne gândim la pacea pe care o caută lumea de astăzi, ar însemna doar liniștea războiului, în sensul că nu există conflicte internaționale, nu există războaie, dar este prea puțin lucrul acesta. De aceea, chiar din noaptea de Crăciun, îngerii din ceruri vin să ne propună pacea adevărată, adică acea pace pe care dă Dumnezeu. Iar noi creștinii ne aducem aminte de ceea ce spune Iisus, rugăciune pe care noi o recităm la fiecare celebrare liturghiei: pace vă dau vouă, pacea mea o dau vouă, nu așa cum o dă lumea, vă dau eu vouă. Ei, Iisus vine să ne aducă pacea sa, care înseamnă împăcarea cu Tatăl, împăcarea cu noi înșine și împăcarea cu semenii noștri, care e diferită
de pacea pe care o caută oamenii și pe care o doresc oamenii. Adică este completă. În sensul că eu atunci când trăiesc în pace cu propria mea conștiință, deja am acea liniște interioară care îmi permite să pot să mă exprim așa cum sunt eu, cu darurile și calitățile pe care le am, fără să am vreo teamă, fără să am vreo frică de ceva. Când eu știu că sunt în armonie cu Dumnezeu, atunci acea pace pe care mi-o acordă Dumnezeu îmi dă posibilitatea să fiu mesager al păcii. Nu? Și ajung să realizez ceea ce spune Iisus în discursul său de pe munte. Fericiți păcătorii de pace, căci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Ei, eu ajung să fiu unul dintre aceștia, protagonist al păcii. Nu numai că am pace în interior, am pace cu Dumnezeu, dar simt nevoia de a propune pacea. Care? Acea pace pe care Hristos o aduce. Cui? Oamenilor pe care Dumnezeu îi iubește sau oamenii de bună voință, care vor cu adevărat binele celorlalți. Așa. Ar fi bine să ne oprim asupra acestui aspect, pentru că, așa ca în multe alte lucruri sau situații sau dorințe ale noastre, avem și dorința de pace, dar de multe ori facem, îmi permis să spun, această greșeală, privim în exteriorul nostru și așteptăm ca alții să facă ceva. Nu știu, Națiunile Unite, instituțiile mondiale să se îngrijească de pace, alte organisme, alții trebuie să facă ceva. De fapt, ceea ce spuneați este un îndemn, o chemare pentru fiecare dintre noi de a fi făcător de pace. Cred că e important să ne oprim asupra acestui aspect. Să nu așteptăm de la ceilalți, ci să ne întrebăm cum putem noi să construim pacea. Da, cum putem promova pacea în relațiile cele mai apropiate. De exemplu, în familie. Cum putem promova pacea? Dacă ne gândim, dacă soțul, soția sau tatăl și mama sunt plin de pace interioară. Ei în cuplul lor, în familia lor, trăiesc pacea, armonia. Ei automat vor răspândi pacea în sufletele copiilor. Copiii se vor simți în largul lor, pentru că vor simți acel climat de pace care este între tata și mama. Și ei, vrând nevrând, vor transmite acest mesaj copiilor lor. Iar dacă, din păcate, certuri, neînțelegeri, violență, dacă nu avem pace interioară, atunci ce avem în interior, aceea semănăm. Cine are în interiorul său război, creează climat de conflict, de război. Dacă avem însă pace interioară, nu putem decât să revărsăm această pace. De ce spuneam că e important să fim noi purtători ai păcii? Să o avem noi în interiorul nostru. Și când o avem, nu putem fi decât semănători. Tot ceea ce e frumos și bun în noi nu putem ține pentru noi. Nu putem. E ca un foc care arde în interiorul nostru și ne determină să acționăm. Să ne ducem aminte. Când avem o bucurie mare în interiorul nostru, nu repede exact o comunicăm altora. Dacă eu sunt plin de pace interioară, eu nu pot decât să acționez conform a ceea ce sunt. Și voi fi semănător de pace. Voi fi cel care voi crea climatul de pace. Și atunci, când în familie este clima de pace, soții care merg la serviciu, copiii care merg la școală, nu vor fi și ei la rândul lor semănători de pace? Iată cum putem transforma societatea și să o facem o societate pacifică, o societate care trăiește pacea și o societate care promovează pacea. Pacea pe care o așteptăm noi de la Națiunile Unite sau de la altele, e înțeleasă altfel. Se pregătesc de război. Cum să realizeze cele mai performante arme pentru descurajare. De ce trebuie să descurajăm pe alții? De ce să ne încurajăm ca să trăiască pacea? Exact. În fiecare an, cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii, Sfântul Părinte adresează un mesaj care atinge mai multe aspecte și are o anumită temă, spuneam tema de anul acesta, cultura îngrijirii ca o cale a păcii. Și reia Sfântul Părinte o temă care este destul de dragă și o întâlnim de multe ori în discursurile sale, cea a fraternității și, spune Papa, a prieteniei sociale. De multe ori, în multe ocazii, Sfântul Părinte a vorbit
vorbit despre fraternitate chiar în primul său mesaj de când a fost ales ca pontif roman în 2014, cred, spunea, citez, în inima fiecărui bărbat și a fiecărei femei locuiește dorința de o viață deplină, căreia îi aparține un dor de nesuprimat de fraternitate, care stimulează spre comuniunea cu alții, în care nu găsim dușmani sau concurenți, ci frați, care trebuie primiți și îmbrățișați. Vorbește despre această fraternitate. Ce loc mai are fraternitatea în zilele noastre, când vorbim despre concurență, vorbim despre interese, vorbim despre amenințări, vorbim de fiecare persoană care încearcă să-și găsească un loc, fraternitatea mai are rezonanță? Dacă, din păcate, în unele medii nu mai are rezonanță, sunt totuși anumite medii în care există această fraternitate sau, dacă vrem, dorința de realizare a fraternității. Odată ce facem parte din neamul omenesc și toți avem aceeași rădăcină, ne tragem de la prima familie umană, în cazul acesta, purtând natura umană, noi suntem frați, toți suntem frați. Trebuie să recunoaștem acest lucru, că aparținem speciei umane și că toți, în felul acesta, suntem frați. Dacă mai trecem și dincolo, și anume ne gândim la aspectul că prin întrupare Iisus Hristos a voit să fie fratele nostru și El este Dumnezeu, cuvântul întrupat, e Fiul lui Dumnezeu care se întrupează și vine și ia asupra sa natura umană pentru a comunica aceste naturi umane, natura divină, vedem la ce nivel înalt a ajuns fraternitatea. Pentru că Iisus, prin întrupare, vrea să ne facă pe toți frații Săi. Cum El este primul născut dintre toți, dintre toate ființele care există, El poartă întâietate în toate. Și atunci, prin aceasta, El vrea să ne invite la această fraternitate universală. Că toți suntem frați în El și suntem cu toții copii ai lui Dumnezeu. Mai întâi copii ai lui Dumnezeu prin creație. Fiind toți copii ai lui Dumnezeu prin creație, că ne-a creat după chipul și asemănarea sa, în cazul acesta, noi așa trebuie să ne considerăm. Iar în al doilea rând, cei care sunt botezați au un alt nivel de fraternitate. Este fraternitatea prin sacramentul botezului și fraternitatea adusă de Iisus Hristos, prin care toți suntem frați, fii adoptivi ai lui Dumnezeu la un alt nivel, nu mai fii simpli în sensul de ființe create de Dumnezeu, ci suntem copii adoptivi ai lui Dumnezeu. Acum suntem în moștenitori împreună cu Hristos și dacă trăim în conformitate cu acest spirit nou adus de Iisus Hristos, care spune, voi să vă considerați frați, așa spune El, voi toți sunteți frați. Ei, trebuie să ne comportăm ca atare, ca frați, respectându-ne, stimându-ne, stimulându-ne, încurajându-ne, susținându-ne, slujindu-ne unii pe alții, ceea ce ne îndeamnă și Sfântul Părinte Papa Francisc în mesajul acesta de Ziua Mondială a Păcii. Cel care mai mult sau înainte de acest mesaj, în octombrie anul trecut, în ziua de 3 octombrie la Assisi, a semnat această enciclică Fratelli Tutti, este un citat din scrierile Sfântului Francisc de Assisi, cu toții frați, de data aceasta o enciclică ce are denumirea în limba italiană, cu toții frați, și sunt acolo, cred că, 8 capitole în care Sfântul Părinte tratează acest aspect al fraternității universale. Sau ne mai ducem aminte de documentul despre fraternitatea umană pentru pacea mondială și conviețuirea comună, pe care l-a semnat în 4 februarie 2019 la Abu Dhabi, împreună cu imamul Al-Azhar Ahmad Al-Taib, un dialog între religii, între popoare și așa mai departe. Spuneam, insistă Sfântul Părinte pe aceste aspecte ale unei fraternități universale, dar iată, în mesajul pentru Ziua Mondială a Păcii de anul acesta, vorbește despre atitudini, să spunem, concrete și foarte simple, dincolo de teorii sau, eu știu, de exprimări pompoase, de un aspect care este atât de, am putea spune, la îndemâna fiecăruia dintre noi, să avem grijă unii de alții și împreună să avem grijă și de creație, pentru că, de fapt, Dumnezeu este primul cel care
are grijă de noi. Și în cartea Genezei, în capitolul 4, deja acea situație cu Cain și Abel și acea întrebare, oare sunt eu păzitorul fratelui meu, e o întrebare care a rămas, iată, ne conștientizează pe fiecare dintre noi și, din păcate, iarăși avem o latitudine în care se manifestă această lipsă de atenție. Oare am eu datoria să am grijă de cei de lângă mine? Oare sunt eu păzitorul fratelui meu? Suntem păzitorii celor de lângă noi? Este o datorie de onoare de a fi păzitorii fraților noștri. E o cinste, pentru că în felul acesta noi îl imităm pe Dumnezeu. Sfântul Apostol Paul spune ca niște fii preiubiți să-L imitați pe Dumnezeu. Dacă noi suntem fii preiubiți al lui Dumnezeu, ce bucurie mai mare putem face lui Dumnezeu decât având grijă de cei din preajma noastră, având grijă de cei de care El are grijă. Să nu uităm că Dumnezeu, dacă ne-a creat făpturi minunate, cum suntem fiecare dintre noi, așa cum spune Sfânta Scriptură, ca făpturi minunate, trebuie să ne comportăm. Noblesse oblige, avem această demnitate, ne obligă această demnitate să ne comportăm în așa fel încât să avem grijă de cei din preajma noastră. Aici aș face apel la un exemplu simplu de tot, și anume să ne gândim la o mamă adevărată, și repet, mama adevărată, pentru că sunt și mame surogat sau mame care sunt mame, dar de fapt nu de bunăvoie și nici mame responsabile. Mamele adevărate, vedem cu câtă delicatețe, cu câtă iubire și cu cât spirit de sacrificiu se îngrijesc de copiilor. Sunt în stare ore întregi să stea la căpătuiul copilului dacă este bolnav. Nu mai știu de nimic decât grija față de copilul lor. Dacă au ieșit afară din casă, se duc undeva, mintea lor zboară la copil care l-a lăsat în casă. Dacă se duc la serviciu, mereu se gândesc ce face copilul meu. Sau se duce la serviciu, ce face copilul meu la școală, cu cine s-a mai întâlnit, ce. Deci mereu îi zboară mintea aceasta, îngrijirea. Ea se îngrijește cu spirit, într-adevăr, caritabil, dezinteresat de binele și fericirea propriilor copii. Un exemplu frumos și minunat. Îl avem în atâtea și atâtea mame, miliarde de femei care sunt mame și care se ocupă de copiilor în felul acesta. Ce minunat ar fi dacă am privi la aceste mame. Cum am învățat și noi să fim atenți și delicați în a-i sluji pe ceilalți sau în a fi grijulii față de cei din preajma noastră, fără să trecem pe lângă ei, cum am spune noi, fără să ne pese. Nu, ne pasă. Ne pasă pentru că în momentul în care cei din preajma noastră se simt bine cu noi, împreună cu noi, ei devin la rândul lor bucurie pentru noi. Începem și noi să ne simțim plini de bucurie pentru că în preajma noastră avem alții care simt bucuria vieții, simt bucuria de a răspunde grijii celorlalți și sunt și ei preocupați. Apoi dacă noi le dăm exemplu bun, mă gândesc tot la familie, dacă mama, tata, prin această grijă pe care o au, ei seamănă în sufletul lor copiilor sentimente nobile. Acum cât sunt mici, li se imprimă în sufletul lor toate acestea. Iar când tata și mama înaintează în vârstă și îmbătrânesc, iar ei ajung tineri, maturi, așa, nu vor uita niciodată ceea ce au primit. Bogăția sufletească pe care i-au primit-o datorită grijii pe care au avut-o tata și mama față de ei, acum o vor returna, să spunem așa, vor răspunde la aceasta având grijă. Vor pune mâna pe telefon, se vor duce, mamă, ce faci, tată, ce faceți? N-aveți nevoie de ceva? N-aveți nevoie de ajutor? Și tata și mama, când simt lucrul acesta, aproape că nu-și îndrăznesc să le spună ceva, chiar dacă au nevoie. Dar ei sunt foarte bucuroși că copiii lor sunt interesați de dânsii, sunt sensibili și caută să corespundă a ceea ce au primit. Așa că să fim atenți ce investim. Dacă investim grijă, preocupare, sensibilitate, bunătate față de cei din jurul nostru, însutici în mit vom primi. Și înaintea lui Dumnezeu
și în societate. Privim la mama, privim la tata, privim la atâtea persoane care au grijă de noi și învățăm să avem și noi grijă de ceilalți. Privim și la Dumnezeu, spuneam, cel care e primul care încredințează o misiune extraordinară, nobilă omului. Citim în cartea Genezei la capitolul 2, versetul 15, cum Dumnezeu încredințează întreaga creație, încredințează cea imagine a grădinei Edenului pentru a o cultiva și a o păzi. Dumnezeu încredințează omului grija pentru întreaga creație. Este o misiune extraordinară. Nu este prea mult pentru creatura sa, pentru om? N-ar îndrăzni Dumnezeu să ceară omului ceea ce nu i-a dat. I-a dat capacitatea de a se îngriji, de a cultiva omenirea, lumea din jur, și atunci, dacă i-a pus în interior această capacitate, acum nu așteaptă din partea omului decât să corespundă. I-a dat această capacitate. Iar noi, dacă astăzi privim în jurul nostru, vedem că oamenii au ținut cont de porunca lui Dumnezeu de a avea grijă și de a cultiva. Performanțele pe care le vedem astăzi, faptul că noi ne auzim unul cu altul, faptul că noi folosim telefonul mobil, faptul că folosim tableta, folosim televiziunea, curent electric, toată tehnologia aceasta este rezultatul a ceea ce au creat oamenii generație după generație, stăpânind natura. Pentru că acum noi am ajuns să stăpânim forțele ascunse ale naturii. Materia, vedem că are o grămadă de capacități pe care înainte noi nici nu bănuiam că le-ar putea avea. Și eu țin în buzunar un telefon mobil care nu-i decât materie, e materie, dar înzestrată cu atâta forță încât eu pot comunica cu cineva din capătul lumii. Exact. Ei, vedem aici că, într-adevăr, oamenii au ținut cont de ceea ce Dumnezeu le-a cerut și stăpânesc lumea. Sau, cum e acum cu pandemia aceasta, cu boala aceasta, ei, au reușit să dobândească un vaccin prin care să pună stăpânire și asupra acestui virus care a făcut atâtea victime. Știința medicală, știința tehnică, toate celelalte sunt semne că oamenii, într-adevăr, acum trebuie să fim atenți că tehnica avansată poate să se întoarcă împotriva omului. Sau poate fi folosită într-o manieră greșită. Exact, poate fi folosită împotriva omului. Dacă avem o conștiință dreaptă, dacă avem atitudini nobile în interiorul nostru, nu ne vom putea permite niciodată să întoarcem împotriva oamenilor ceea ce noi am reușit să descoperim. Și dacă spunem că Dumnezeu are permanent grijă de creatura sa, de oameni, de fiecare în parte, ce putem înțelegem din această încercare a pandemiei? Pentru că sunt multe glasuri care spun unde este Dumnezeu în toată această încercare, de ce această dificultate, de ce această boală, de ce nu ne apără Dumnezeu? Dacă ne-a dat și nouă capacitate de a ne apăra, de ce nu ne apărăm noi înșine? Să ne punem la treabă. Deci Dumnezeu ne-a spus că ne-a dat această capacitate de a avea grijă unii de alții. Ei, vedem că dacă se cere din partea specialiștilor, spunem noi, acelor care sunt specialiști în domeniul medicinei, și noi nu ascultăm de dânsii, înseamnă că noi nu vrem să protejăm ceea ce Dumnezeu a creat. Nu protejăm însăși viața oamenilor. În mod irresponsabil sunt unii care nu vor să țină cont de lucrurile acestea, comentează, deși nu sunt pregătiți, n-au competență, spun anumite lucruri împotrivă, dar am putea să-i întrebăm: câtă competență ai tu în domeniul acesta? Nu ți se pare că în momentul în care tu ai anumită competență și cineva te întreabă, ar trebui să țină cont de competența pe care o ai și nu te superi când cineva nu ține cont de competența ta? La fel ar trebui să ne dăm seama că și ceilalți care au competențe, să spunem, în domeniul acesta al medicinei, care vor să aibă grijă de noi, de sănătatea noastră, omenirii întregi, de ce n-am dat ascultare celor care au această competență, celor care de fapt se dedică ca o mamă, grijulie pentru sănătatea oamenilor? De aici vedem că uneori noi suntem refractari, fără ca să ne dăm seama că normal și firesc ar fi să ținem cont de ceea ce este în jurul nostru, să ținem cont de ceea ce Dumnezeu așteaptă din partea noastră și să ne împlinim datoria de a avea grijă
de tot ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu, omenirea întreagă, este în mâinile oamenilor. De aceea și s-au întâmplat atâtea tragedii în lume și atâtea fapte extraordinar de frumoase, pentru că omul a fost acela care a influențat negativ atunci când au urmat suferințe imense în lume, pozitiv atunci când oamenii au acționat cu o conștiință curată, frumoasă, respectând demnitatea celorlalți și implicându-se să țină cont de ceea ce Dumnezeu le cere. Și o benefică, frumoasă, profundă atitudine de grijă față de ceilalți este și rugăciunea. Și vă invit și pe voi, dragi prieteni, să urmărim un îndemn al Sfântului Părinte, să avem grijă unii față de ceilalți prin intermediul rugăciunii. Să urmărim împreună aceste îndemnuri și aceste imagini. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti, ognuno prega col cuore. Putem face foarte multe, dar fără rugăciune nimic nu merge așa cum trebuie, ne spune Sfântul Părinte în mesajul, îndemnul pe care l-am auzit. Suntem în emisiunea în care discutăm despre cultura îngrijirii ca o cale pentru pace. Vorbim despre Ziua Mondială a Păcii pe care Biserica Catolică o marchează la începutul anului și discutăm despre toate aceste aspecte cu Părintele Iosif Ienășoaie. Revenind în paratou, vrem să vorbim și despre Sfânta Scriptură, care e plină, bineînțeles, de îndemnuri și care ne ajută ca fiecare dintre noi să avem grijă unii de ceilalți, să nu fim indiferenți, să spunem într-adevăr, sunt păzitorul fratelui meu, și ar fi fost multe texte pe care am fi putut să le alegem. Am ales din Evanghelia după Sfântul Luca, la capitolul 10, avem parabola bunului samaritean. Această caritate, această atenție a bunului samaritean, Hristos povestește, relatează această parabolă și la sfârșit vine cu îndemnul care este evident, este clar: mergi și fă și tu la fel. Ce ne spune această parabolă? Ce ne spune acest îndemn al lui Iisus Hristos? Iisus Hristos arată că a fi aproape de celălalt înseamnă a fi cu adevărat ceea ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră, adică atent și sensibil față de cei din jurul nostru, așa cum El are grijă de toată creația, ne-a dat și nouă această capacitate de a avea grijă de ceilalți. Și iată pe acest samaritean milostiv care este atent și sensibil la necazurile aproape lui. Și Iisus spune așa de frumos, când îi întreabă pe acei care erau în preajma lui, cine este aproapele meu? Și le dă exemplu celor care erau protagoniștii parabolei. Preotul, levitul sau samariteanul, acela care s-a apropiat de celălalt, acela este aproapele. Deci cel care a devenit aproape, nu cel care stă aproape,
că poate să fie aproape într-o familie, soț, soție, tată, mamă și copii, dar să fie la distanță. Nu atât că comunică prin telefon sau prin internet, deși stau unul la o masă și altul la o masă. Nu la asta ne referim, ci la faptul că poți să fii alături de altul și să fii departe. Departe cu sentimentele, departe cu gândirea, departe cu inima, departe cu iubirea. Ori, samariteanul milostiv a arătat că el este aproape. S-a făcut aproapele celui care avea nevoie de ajutor, luându-l, ducându-l la Han, dând din banii lui pentru ca să fie îngrijit acel sărman om care a căzut în mâinile tâlharilor și l-a lăsat aproape mort. El se ocupă de acesta, dându-i pagiului cei doi dinari, spunând: dacă cumva mai cheltui ceva, când voi veni din nou, îți voi restitui. Iată grija pe care o are. Și atunci Iisus are un motiv frumos de a spune: mergi și fă și tu la fel. Adică mergi și tu, fii aproapele aproapelui tău. Sau devină și tu aproapele aproapelui tău, al semenului tău, al celui care este lângă tine. E vorba de un parcurs, să devenim. Acest termen îl găsim și în Evanghelia Sfântului Ioan, chiar la început. Acelor care l-au primit pe Hristos, le-a dat Dumnezeu capacitatea de a deveni fii adoptivi ai lui Dumnezeu. Deci nouă ne-a dat această capacitate de a deveni. E un progres pe care trebuie să-l facem. Să devenim din ce în ce mai aproape de seminii noștri, adică de cei care sunt în preajma noastră, îndepărtând de la noi ce? Pericolul indiferenței. Este cel mai grav, dacă vreți, păcat pe care îl pot comite oamenii astăzi, indiferența, care doare enorm. Când stai lângă cineva și celălalt îți este indiferent, nu se uită la tine, nu-ți dă nicio importanță, nu-ți vorbește, nu zâmbește. Parcă n-ai exista pentru el. Exact, ca și cum ai fi un obiect fără viață. Aceasta este durerea cea mai mare. Deci este de fapt contrarul iubirii. Uneori noi avem impresia că ura este contrarul. De fapt, indiferența este contrarul. Ucide mai mult. Da, ucide mai mult. Ura este o iubire exagerată de sine însuși. Este iubire. Indiferența este refuzul iubirii. Efectiv. Iată, Iisus ne cere să ieșim din acest refuz al iubirii. Mergi și fă și tu la fel. Adică învață-te să fii sensibil. Învață-te să devii aproapele semenului tău. E foarte frumos îndemnul acesta și eu m-aș face glasul lui Iisus și aș repeta și eu tuturor celor care ne ascultă să mergem și noi și să devenim și noi atenți, sensibili, delicați cu cei din preajma noastră și să nu fim niciodată indiferenți față de situația în care se află. Nu atât să ne întrebăm cine este aproapele meu, cine merită atenția, grija mea, ci să devenim aproapele aproapelui nostru. Vă mulțumesc că ați împărtășit cu noi acest fragment din Sfânta Scriptură și dacă ar fi să ne apropiem de un model de sfințenie, să ne vorbiți despre un sfânt, despre o persoană care a înaintat așa pe calea spirituală și care ne poate spune ceva în privința temei pe care o discutăm, toți ființii au încercat să fie aproape de Dumnezeu și să fie și aproapele aproapelui. Despre cine ne vorbiți? Aș îndrăzni să vorbesc despre fericitul Ieremia Balacul. Din zona noastră. Gândindu-ne că este chiar din zona noastră, din câte se spune, ar fi din Moldova, de origine. În cazul acesta, iată că noi avem un exemplu, un model. De ce? Pentru că el a slujit pe toți frații săi din mănăstire și pe alții din afara mănăstirii. A plecat din România, s-a dus în Italia, a ajuns la Napoli. Și acolo a slujit. Atât de mult a slujit încât, la un moment dat, când superiorul l-a întrebat care îi este camera lui sau, cum se spune, chilia lui, a spus: de eu n-am. A rămas surprins, să spunem, maestru lor de acolo. Cum n-ai? Da, pentru că eu sunt mereu în camera, în chilie a celor care sunt bolnavi. Sunt la infirmerie, mereu, cu cei care sunt acolo și dacă cumva sunt unii în chilie care au nevoie de ajutor, eu mă duc și slujesc acolo. Iar când nu mai pot, mă țipesc și dorm alături de
cel pe care îl îngrijesc. Deci el a trăit toată viața lui îngrijindu-se de frații săi. Ce exemplu mai frumos decât acesta? Iar mamele italiene, când îl vedeau pe fratele Eremia, când erau cu copiii lor, zice, priviți la el. Priviți ce zâmbet are fratele Eremia. Adică ce vreau să-i spună? Copiați exemplu. Urmați exemplu. De ce? Pentru că el, revenim la mesajul păcii, fiind purtătorul păcii, al sensibilității, al slujirii celorlalți, al îngrijirii celorlalți, fața lui strălucea de o bucurie imensă. Nici nu trebuie să facem efort ca fizionomia noastră să arate ceea ce avem interior. Nu putem ascunde. Ceea ce este frumos și valoros în noi transpare prin toți porii pielii noastre. Și ceilalți citesc această atitudine, această stare noastră sufletească. El este unul din exemplele frumoase pe care cred că ar merita să le medităm și să ne gândim. Fratele Eremia Valahul, fericitul Eremia Valahul, care e de-al nostru, ne învață cum să îngrijim, cum să ne îngrijim de cei din jurul nostru. Iar o idee legată de aceasta o găsim în scrierile Sfântului Paul al Crucii, care spune el așa, dacă ești în rugăciune și un frate de-al tău, o soră de-a ta, vine la tine și are nevoie de ajutorul tău, lasă rugăciunea acolo unde, la nivelul la care ai ajuns, du-te și slujește-l pe cel care te-a solicitat și apoi vină și continuă rugăciunea. Dar cineva l-a întrebat, dar cum? Întrerup legătura cu Dumnezeu ca să mă duc să am contactul cu oamenii? Nu. Din contra, continui. Pentru că acela care a venit este fratele lui Hristos. Este însuși Hristos care vine la tine. Iar tu dacă te rogi, nu te rogi ca Dumnezeu să-ți dea sensibilitatea să-L poți sluji pe Hristos? Tocmai de aceea ne rugăm noi. Să avem această capacitate de a sluji. Oricând Hristos îmi trimite în timpul rugăciunii pe cineva pe care să-L slujesc, înseamnă că vine El. Ce a făcut unul dintre cei mai mici ai mei? Mie mi-a făcut. Și atunci zice El, mergi liniștit, slujește-L pe aproapele și apoi vii și continui rugăciunea. Bucuros că ai putut să faci lucrul acesta față de Iisus și acum tot lui Iisus îi oferi rugăciunea ta. L-ai slujit pe Iisus, acum continui să lauzi pe Iisus prin rugăciunea pe care o faci. Iată o idee iarăși cât se poate de frumos. Frumos, vă mulțumim pentru aceste idei pe care le-ați încredințat și pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru modelele de sfințenie, de la sfinți avem de învățat atât de mult, la fel cum, bineînțeles, să învățăm de la, în primul rând de la Hristos, pentru că viața lui Hristos a fost o viață marcată de grija față de ceilalți, nu a fost insensibil. Dacă putem să punctăm câteva aspecte din activitatea lui Iisus, care era mereu atent, avea, dacă putem să spun așa, scannerul mereu activat să vadă în ce mod și unde poate ajuta. Constatăm că Iisus Hristos este înconjurat de multă mulțime. Ne aducem aminte că într-o zi, după ce mulțimile au stat în preajma lui 3 zile, Iisus constată că aceste mulțimi sunt înfometate, epuizate. Și zice, mi-e milă de popor. Nu pot să-i las pe acești oameni să se ducă spre casele lor, că vor leșina pe cale, vor cădea pe cale. Și atunci le spune apostolilor să le dea de mâncare. Și el intervine și face o minune, înmulțind pâinile pentru a hrăni acești oameni. Vedeți? Are grijă de ei. Câtă sensibilitate are Iisus față de acești oameni. Nu poate să-i lase să se chinuie. După ce ei l-au urmat, i-au ascultat învățătura cuvântul, acum și corpul are nevoie de îngrijire. Ori Iisus a venit să salveze omul în totalitatea sa. Nu numai sufletul, ci corpul. Și atunci, iată, îi hrănește pe acești oameni pentru a-i păstra mai departe în vigoare și pentru a-i ajuta ca ceea ce au învățat, acum mergând acasă, să pună în practică. Să facă ceea ce a făcut el. Iar Iisus Hristos, arătându-ne cât de atent și sensibil este față de noi, ne aducem aminte că la cina de taină le spală picioarele apostolilor și apoi le spune, v-am dat exemplu. Atenție! Cum am făcut eu să faceți și voi. Cum am slujit eu să slujiți și voi.
După aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ai mei, dacă vă veți iubi unii față de alții, dacă veți avea sensibilitate unii față de alții. Asta vrea să ne spună Iisus. Dacă nu sunteți indiferenți față de ceilalți, nu, indiferența n-are ce căuta viața voastră de slujitorii mei. Voi trebuie să arătați că îmi aparțineți, că sunteți adevărații mei ucenici prin felul în care voi sunteți atenți și sensibili față de ceilalți. Iată-l pe Iisus. Sigur, am dat câteva exemple, aspecte, da, dar multe se pot spune despre Iisus. Câtă grijă față de bolnavi, da, față de persoanele care erau la marginea societății, la periferia societății. N-a trecut niciodată indiferent pe lângă ei. Nu. Uneori se pare că ar fi fost indiferent, dar nu. Când femeie, mă refer aici la femeia aceea cananeancă, care striga în urma lui Iisus. Iisus anume a lăsat-o pe ea să strige, să insiste, ca apoi să scoată în evidență marea ei credință. Femeie, mare este credința ta. Facă-ți ție după cum ai crezut. Dar Iisus arată atenție și sensibilitate. Se întâlnește cu leproșii. Nu? Îi atinge. Nu se sperie, nu se teme. Și apoi îi trimite pe leproși cei 10, merge și arătați-vă preoților. Nu poate Iisus să fie indiferent. Este imposibil. Pentru Dumnezeu, care are grijă de toată creația, acum când vede că semenii săi, oamenii, sunt în pericol să-și piardă viața datorită acestor boli grele, El este atent și sensibil. Și intervine de fiecare dată în favoarea lor. Găsim în Evanghelie că toți care au fost aduși la Iisus, toți au fost vindecați. Lunatici, posedați de diavol, șchiopi, surzi, orbi, pe toți Iisus îi vindecă. Este generozitatea divină. Privind la acest exemplu al lui Iisus Hristos, Hristos nu ne cere niciodată să spunem lucruri pe care El nu le-a îndeplinit, totuși este Fiul lui Dumnezeu, are această putere. Noi suntem mai slabi, noi suntem mai limitați, vedem cât de prinși suntem în toate lucrurile pe care trebuie să le facem, tot timpul suntem grăbiți, trebuie să ajungem undeva, nu avem timp să ne uităm la cineva, nu avem timp să ne îngrijim. Unde găsim noi această forță de a fi mai atenți, mai sensibili? Pe drumurile vieții noastre, chiar dintr-un loc în altul, în ceea ce avem de făcut, responsabilitățile noastre, munca noastră, unde găsim noi această forță de a fi cât de cât atenți la cei din jurul nostru? Pentru că mai mult suntem atenți la ceea ce trebuie să facem noi, la îndatoririle noastre și mai puțin la ceilalți. Nouă nu ne este atât de ușor. Comuniunea cu Iisus Hristos ne deschide, ne dă această capacitate. Comuniune pe care noi o putem realiza prin rugăciune. Dacă ne rugăm, Iisus ne dă această sensibilitate de a fi atenți în a ne griji de cei din jurul nostru și apoi, ca să ajungem la nivelul la care ne așteaptă, trebuie să ne hrănim cu El însuși. Sfânta Euharistie, Sfânta Împărtășanie, ne dă această capacitate să devenim asemenea lui Iisus. Adică ne transformă în El însuși. Devenim o nouă imagine a lui Iisus Hristos. Și când El este în noi, capacitățile noastre limitate primesc o altă valență. Primesc o forță incredibilă, am spune noi. Dar nu incredibilă, ci credibilă. Pentru că suntem capabili să facem ceea ce nici n-am fi bănuit că putem face. Ne gândim aici la atâția sfinți care au practicat în mod eroic iubirea față de aproapele. De ce n-am ajunge și noi la aceasta? Și noi suntem fii adoptivi ai lui Dumnezeu. Și nouă Hristos ne oferă Sfânta Euharistie. Cine ne împiedică să mergem să-L primim pe Iisus chiar zilnic în sufletul nostru, ca El să ne transforme cu capacitățile sale, cu virtutea sa, cu puterea sa divină, pentru a fi adevărații săi ucenici, avem mijloace. Important este să le folosim. Așa să nu ne mai plângem că nu putem, pentru că, iată ce ne spune Sfântul Apostol Paul, toate le pot în acela care mă întărește. Deci cei care se scuz, dă de eu nu pot, iată pe Apostolul Paul spune, toate le pot în acela care mă întărește. Cine mă întărește? Hristos, Dumnezeu. Dar trebuie să merg la dânsul. Dacă mie mi-e frig, nu mă apropii de foc? Ca să mă încălzesc? Exact. Ori Hristos este focul iubirii dumnezeiești. Dacă eu sunt insensibil și rece, nu trebuie să mă duc la dânsul, ca El să mă incendieze cu iubirea sa divină, ca după aceea eu să pot
să fiu atent față de ceilalți, de să nu stăm departe de foc, să nu stăm departe de izvorul iubirii de Hristos, de Dumnezeu, pentru că atunci cu siguranță că vom simți din plin limitele noastre, slăbiciunile noastre, incapacitățile noastre. Cu cât ne vom apropia mai mult de Hristos, cu atât acestea se vor reduce, dacă vreți, se vor anihila. Ajungând la performanța la care au ajuns sfinții, au uitat complet de ei înșiși pentru a trăi pentru Hristos și cu Hristos. Când eu trăiesc cu Hristos, devin un alt Hristos. Sau dacă vreți, un Hristos viu, actual, astăzi, palpabil în ființa mea, activ, Hristos activ de astăzi. Nu? Devenim mădularele sale vii, nu mădulare moarte, care n-au niciun rost. Vii. Ei, în cazul acesta, noi trecem peste slăbiciunile noastre, peste limitele noastre, nu pentru că noi am fi grozavi, ci pentru că această capacitate vine de la Dumnezeu. Tot darul frumos și minunat este de la Dumnezeu, care e Părintele darurilor. Iar Iisus Hristos este manifestarea acestui dar al Tatălui oferit nouă, ca noi să putem prin El să devenim un dar pentru frații noștri, pentru semenii noștri. Și pentru că suntem pe finalul emisiunii, iată întrebarea care e, într-un fel, sintetizează totul. Cum putem noi să fim dar pentru frații noștri? Vorbim despre această cultură, suntem chemați să creăm o cultură a îngrijirii. Un mediu în societatea noastră, în bisericile noastre, în comunitățile noastre, în care fiecare dintre noi să avem grijă față de celălalt. Nu doar un respect, nu doar o atenție, ci efectiv să avem grijă. Dacă putem pe finalul emisiunii câteva aspecte, puncte foarte clare în care fiecare dintre noi putem să fim protagoniști ai unei culturi, ai îngrijirii sau legându-ne de ceea ce spuneați la început, să fim făuritori de pace prin grija pe care o avem unii față de ceilalți. Da, suntem constructori păcii în lume, în societate, în familie, la locul nostru de muncă, atunci când, spuneam, suntem imitatorii lui Dumnezeu ca niște fii preiubiți și atunci când îl urmăm pe Iisus, modelul desăvârșit al atenției și al slujirii. Contactul nostru, în primul rând, contactul nostru cu Dumnezeu. Să conștientizăm că avem limite, că suntem oameni slabi, că suntem oameni care nu avem capacitatea necesară pentru a putea să fim cu adevărat aproapele semenului nostru, dar putem deveni, pentru că am primit această capacitate. Deci să conștientizăm că putem deveni. Apoi, ca să putem deveni, să apelăm la Dumnezeu, să batem la ușa milostivirii divine cu rugăciunea noastră, dacă vreți uneori cu postul nostru. Apoi, făcând așa, crește sensibilitatea și postul nostru va hrăni ce? Faptele de caritate. Din ceea ce am renunțat noi prin post, acum deschidem larg mâna și oferim aproapelui nostru din atenția și sensibilitatea pe care o avem față de mădularele trupului mistic al lui Hristos, care este Sfânta Biserică, care este societatea în care noi trăim. Contactul nostru cu Dumnezeu, sigur, dar absolut sigur, este infailibil, pentru că El ne ajută să putem să fim constructorii acestei culturi a sensibilității și a slujirii aproapelui nostru. Apoi, când vedem că forțele noastre sunt prea mici, avem la dispoziție rugăciunea. Să apelăm la rugăciune și spun, Doamne, Tu îmi cunoști limitele. Tu știi că eu nu sunt capabil să fac ceea ce Tu aștepți din partea mea. Dar eu știu că Tu ești atotputernic. Tu te poți folosi de cei slabi și mici. Cum spune Sfântul Apostol Paul, atunci când sunt slab, sunt puternic. Pentru că atunci lucrează Harul lui Dumnezeu în mine, atunci se manifestă Harul. Deci dacă eu mă simt slab, de bine atunci sunt puternic. Pentru că atunci permit Harul lui Dumnezeu să se manifeste în mine. Deci iată, chiar dacă eu sunt slab, Harul lui Dumnezeu este atât de puternic încât se folosește de slăbiciunea mea pentru a fi alături de aproapele meu. Har însă pe care trebuie să-l cer de la Dumnezeu. Iar când mi-l dă Dumnezeu, să-l cultiv, să-l păstrez cu grijă ca pe o mare comoară în sufletul meu și să știu să devin generos
că harul înseamnă un dar supranatural pe care eu după aceea să știu să-l distribui aproapelui meu, fără a rămâne gol. Noi trebuie să devenim rezervoare de har, rezervoare de iubire și din supraplinul inimii noastre să dăm aproapelui nostru, nu să ne golim, nu, să devenim plini de această grijă și această iubire și din supraplinul acesta să dăm aproapelui nostru. Oricând noi îl avem pe Hristos, noi devenim supraplini. Iar din acest supraplin vom da aproape noi și mereu vom avea de unde să dăm. Pentru că Iisus va mulți prezența sa, acțiunea sa în noi, ne va stimula mereu și vom fi adevărate izvoare pentru ceilalți, deși noi suntem rezervoare. Izvorul este Dumnezeu, izvorul este Hristos, dar noi ne-am alimentat de la acest izvor, am umplut ființa noastră cu această iubire și grijă divină, și acum revărsăm asupra celorlalți. Cum spune Evanghelistul Ioan în prologul Evangheliei sale, am primit din plinătatea sa, am primit har peste har și aceste haruri sunt și cele ale generozității, ale sensibilității, ale grijii față de ceilalți, solidarității, slujirii, toate daruri pe care le primim de la Dumnezeu și suntem chemați să le punem la treabă în acest an. Vă mulțumesc din toată inima pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi, să aveți și Sfinția voastră un an binecuvântat, cu multă sănătate, cu multă bucurie. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați rămas împreună cu noi. Iată la această întrebare a lui Cain, sunt eu oare păzitorul fratelui meu? Răspunsul este da. Dumnezeu ne cere să avem grijă unii față de ceilalți, iar parabola bunului samaritan ne spune la finalul parabolei Hristos, mergi și fă și tu la fel. De aceea îndemnul de a fi sensibili unii cu ceilalți, de a fi atenți, de a fi avea grijă, de a ne ajuta și în felul acesta să răspândim binele în această lume. Vă doresc să aveți toate aceste daruri prezente în viața dumneavoastră, să ne vedem cu bine la o nouă emisiune aici, sub semnul crucii, la Apolonia TV. La bună revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Oh,